Sigur, partidele se luptă pentru guvernare. Aceasta este esența existenței unui partid, să guverneze, să se lupte, să ajungă la guvernare. Așa funcționează politica de când este, de când sunt partide. Dar, pe de altă parte, lucrurile sunt complicate în aceste negocieri. Doar la început pare simplu, dar cum intri în negociere, îți dai seama că sunt viziuni diferite, sunt programe de guvernare diferite, sunt scheme de minister diferite. Și atunci trebuie să avem suficientă răbdare să așteptăm ca partidele să negocieze toate aceste lucruri. Și dacă ați spus că sunt deja 10 zile, dați-mi voie să vă dau câteva exemple, fără să nominalizez țările, dar puteți să căutați datele foarte ușor pe internet. Recent s-au finalizat negocierile pentru guvern într-o țară din Uniune, după 2 ani jumate de la alegeri. În altă țară europeană s-a format guvernul acum mai mult timp, după 8 luni de negocieri. Deci, vă dați seama că suntem foarte departe de acel calendar foarte extins. Nici, nu mă înțelegeți greșit, nici nu vreau să ajungem la așa ceva. Dar trebuie să avem puțină răbdare să vedem cum negociază partidele. Este posibil să se înțeleagă în coaliția de centru-dreapta și să vină cu o propunere. Asta aștept eu ca și președinte, să se formeze o majoritate și să-mi propună un nume. Dacă se înțeleg PNL, USR Plus și UDMR și vin cu o propunere, o voi accepta. Că este Orban, îl accept, că este Câțu, îl accept, sau să fie altcineva. Nu știu pe cine negociază ei acolo, dar la urmă vor veni să propună ceva. Este, sigur, prima variantă și sper să meargă repede mai departe. Așa că să avem puțină răbdare, să urmărim aceste negocieri fără să încerce fiecare să se implice prin articole de presă sau prin intervenții. Și pentru mine este important să se formeze relativ repede un guvern ca să gestioneze pandemia și criza economică, să avem un guvern care se bazează de preferat pe o majoritate solidă în Parlament și să mergem mai departe, că de lucru este foarte, foarte mult, nu doar plantarea de păduri, care este o chestiune care, cum am zis, mi se pare foarte importantă. Trebuie să continuăm măsurile împotriva pandemiei, măsurile economice, programul pentru fonduri europene, trebuie construit bugetul, trebuie planificate autostrăzi, spitale, căi ferate, drumuri județene și multe, multe altele. A greșit Ludovic Orban în momentul în care a demisionat din fruntea guvernului? Nu, mi s-a părut un gest corect și absolut onorabil în condițiile în care PNL a declarat și a sperat să obțină cel mai mare număr de voturi și nu l-a obținut. Este un gest foarte onorabil pe care l-a făcut Ludovic Orban când s-a retras. Mădălin Puiu, România TV. Domnule președinte, concret, dacă cele 3 partide vor veni cu propunerea de premier în persoana lui Ludovic Orban, îl veți susține pe acesta? Și dacă mai există șanse de o coaliție între cele 3 partide, pentru că vedem că negocierile sunt blocate în momentul de față și nimeni nu vrea să renunțe la nicio funcție. Sunt în pline negocieri. Da, asta am spus. Dacă se formează o coaliție care are o majoritate în Parlament și îl propune pe Ludovic Orban, îl accept, îl desemnez.
Domnule președinte, bună ziua, Roxana Ciucă, Antena 3. Vreau să vă întreb dacă Nicolae Ciucă ar putea rămâne șef al guvernului până la finalizarea, până la finalul campaniei de vaccinare pe care o coordonează în momentul de față. În plină negociere, dați-mi voie măcar eu să mă abțin de la sfaturi care nu mi-au fost cerute. Și permiteți-mi o altă întrebare. Sunt informații potrivit cărora Ludovic Orban ar dori să fie din nou propunere de premier. Ați acceptat să-l nominalizați? Mulțumesc. Da. Dacă coaliția îl propune, îl desemnez. Bună ziua, Mădălina Chițac, Realitatea Plus. Domnule președinte, vreau să vă întreb dacă aveți informații noi cu privire la campania de vaccinare anticovid din România. Știm că primele doze ar putea ajunge undeva între Crăciun și Revelion, dar vorbim despre o tranșă simbolică. Atunci, dacă aveți noi informații legate de acest subiect? Nu, acestea sunt cele mai noi informații pe care le-ați primit. Există o șansă mare ca primul vaccin să fie aprobat de autoritatea europeană chiar înainte de Crăciun și între Crăciun și anul nou să fie distribuit prima șarjă, dar vor fi, din informațiile pe care le avem acum, aproximativ 10.000 de doze, deci va fi o tranșă simbolică pentru începerea simbolică a vaccinării, 10.000 de doze, ajung pentru 5.000 de persoane. Următoarea tranșă este așteptată în ianuarie și ea va fi folosită în principal pentru a vaccina tot personalul medical, inclusiv din azilele de bătrâni și așa mai departe, și persoanele care fac parte din grupele cu risc mare. Dar campania este bine pregătită, deja se lucrează la pregătirea primelor simulări, vor fi simulate centre de vaccinare, acțiuni mai ample de vaccinare, transport și așa mai departe. Lucrurile sunt bine pregătite, doar să vină vaccinul. Bună ziua, Gabriela Del Pupo, B1 TV. Care credeți că a fost motivul acestui eșec al negocierilor? Spuneați mai înainte că partidele trebuie să învețe, dar am asistat și la o goană după funcții, totuși pe persoană. Care credeți că a fost motivul principal pentru care nu s-au înțeles mai mult decât programele de guvernare? Sincer, motivul principal pentru care cred că nu s-au înțeles până acum, sunt în negociere, deci e foarte devreme să vorbim despre vreun eșec. Din păcate, e devreme să vorbim și despre o reușită. Principalul motiv este că au încercat cel puțin unii să negocieze via media, ceea ce nu se face pur și simplu. O negociere se face între echipele desemnate din partide, și nu se comunică rezultate intermediare, cine cu cine s-a certat. Prin astfel de comunicări nu se face decât să scadă încrederea publicului în partide, în politicieni, un lucru care este profund contraproductiv, că până la urmă ne place, nu ne place, așa este în toate democrațiile, politicienii conduc țara. Și atunci ce câștigăm dacă scădem încrederea în politicieni? Nu câștigăm decât să ridicăm la margine partide cu abordări extremiste, partide antisistem, și nu se rezolvă absolut deloc problemele. Puteți să și nominalizați cine a făcut comunicarea asta? Ca să vă răspund foarte concret, știu cine a făcut-o, dar nu comentez. Cezar Ascutar, Digi24. Domnule Iohannis, dumneavoastră i-ați cerut lui Ludovic Orban să-și dea demisia din funcția de premier? Domnul Ludovic Orban a decis să-și dea demisia din funcția de premier și mi-a spus acest lucru înainte să o facă. Acum ați discutat despre scenariul în care el să fie desemnat premier? Am avut o discuție pe această temă. Credeți că sunt șanse ca un nou guvern să fie investit până la Crăciun? Nu.
Încă o întrebare. Ce părere aveți despre intrarea Partidului Aur în Parlament și faptul că liderul acestei formațiuni a spus că va face demersuri pentru suspendarea dumneavoastră din funcție? Asta cu suspendarea este, cum se spune foarte popular, o poveste cam fumată, dacă îmi permiteți să mă exprim așa foarte informal. Este o formațiune despre care nu se prea știe ce vrea și ce face în politică. Mai mult în momentul acesta n-am ce să comentez. Și o întrebare, dacă permiteți, când veți convoca o nouă rundă de negocieri? Când se cristalizează un pic rezultatele. Bună ziua, domnule președinte. Florentina Lazar, Antena 3.ro. Voiam să vă întreb, cât credeți că va mai dura această criză politică? Când va fi instalat noul guvern? Optimal ar fi să fie instalat noul guvern imediat după Crăciun. Dar vedeți că negocierile sunt negocieri, ele câteodată merg bine și rapid, pe urmă se opresc, iarăși pornesc. Nu cred că este bine să îi împingem prea tare de la spate pe politicieni pentru a evita greșelile care s-au mai făcut în România în formarea coalițiilor, să nu se discute problemele sensibile și ele după un timp să ducă la ruperea coaliției. Prefer să discute problemele și cele sensibile, să găsească soluții sau să găsească abordări comune și după aceea să guverneze cu folos pentru români și pentru România, evident. Bună ziua, Vitalie Cojocal, știrile ProTV. Domnule președinte, ce ar trebui să înțeleagă votanții celor două sau trei partide care sunt acum în negocieri când văd că liderii partidelor discută despre funcții și, practic, din cauza aceasta se blochează aceste negocieri? Este evident că trebuie discutat și despre funcții. Câteodată lumea crede că politicienii trebuie să discute numai despre principii. E adevărat, se discută principii, sunt principii de guvernare. Sunt programe de guvernare, dar cineva trebuie să le pună în practică. Guvernul nu este format din enunțuri, guvernul este format din oameni. Și fiecare partid vrea să-și impună oamenii cei mai buni, iar pentru asta se negociază. De aceea sunt mai multe echipe, unii negociază pozițiile și probabil și numele persoanelor care vor fi promovate, alții negociază comisii în Parlament, alții negociază program de guvernare. Toate lucrurile trebuie negociate, altfel nu se poate forma un guvern. Ați menționat că în acest moment se discută de o coaliție de centru-dreapta. Există posibilitatea să avem și o coaliție mai de stânga, în condițiile în care partidul care a luat cele mai multe voturi este vorba de PSD? Din informațiile mele, PSD nu negociază cu niciun alt partid sau invers, niciun alt partid nu negociază cu PSD-ul și PSD singur, da, a obținut cele mai multe voturi, dar asta nu înseamnă că poate să emită pretenții la guvernare. Este o interpretare exagerată cu care vin PSD-iștii în fața publicului, dacă ar fi să clarific și această chestiune. Constituția este foarte clară. Dacă un partid câștigă peste 50% din mandate, atunci are dreptul să formeze el guvernul așa cum își dorește. Deci atenție, dacă are peste